Încă din antichitate, mărțișorul era dăruit persoanelor iubite. Una dintre cele mai frumoase legende a acestui simbol este povestea voinicului care a salvat soarele. Istoria și are originea încă de pe timpul dacilor și romanilor. Legenda spune că, pe vremuri, soarele lua chipul unui tânăr frumos și cobora în sate. Zmeul a răpit soarele și l-a întemnițat. Un tânăr a plecat să salveze astrul pentru a readuce bucuria oamenilor. Drumul lui a durat trei anotimpuri, vara, toamna și iarna. Când a găsit castelul zmeului, voinicul l-a provocat la luptă pe cel care a răpit soarele. Rănit și slăbit de puteri, viteazul l-a eliberat din temniță. Soarele s-a ridicat pe cer, natura a reînviat și oamenii s-au bucurat, însă tânărul n-a mai văzut primăvara. Sângele din ren s-a scurs pe zăpadă, iar unde se topea zăpada o ghioceii, vestitorii primăverii. De atunci, fetele împletesc două fire, unul alb și altul roșu. Albul simbolizează puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii, iar culoarea roșie, dragostea pentru frumos și curajul voinicului.